Tăierile ilegale de arbori din pădurile giurgiuvene nu au lipsit nici în sezonul rece 2013-2014. Deși cazurile înregistrate sunt relativ izolate, volumul masei lemnoase depășește 340 de metri cub de lemne, iar valoarea se ridică la aproape 135.000 de lei. Directorul Direcției Silvice Giurgiu spune că cifrele nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că în acest moment nu se poate vorbi despre o creștere masivă a tăierii ilegale de arbori. Nu trebuie să vă îngrijorați. În general, nu se poate vorbi în județul Giurgiu despre o presiune din punct de vedere al tăierilor ilegale de arbori. Cazurile de sustrageri masă lemnoasă sunt relativ izolate. Autorii în general identificați și penalizați cu procese verbale de contravenție și infracțiune. În anul 2013, volumul total al masei lemnoase furată ilegal a fost de 341 de metri cubi, cu o vară de 134.000 de lei, 503 inclusiv TVA. Chiar dacă reprezentanții ocoalelor silvice de pe raza județului Giurgiu sunt obișnuiți cu astfel de cazuri, anul trecut silvicultorii s-au confruntat cu o situație aparte la ocolul Silvicomana. Aici a fost sustras o cantitate de masă lemnoasă importantă, valoarea prejudiciului ridicându-se la circa 2 milioane de euro. Un caz aparte în cursul anului 2012-2013 a fost la ocolul Silvicomana, unde a fost o sustragere de material lemnos în volum de 17.960 de metri cubi cu o valoare de 9 milioane de lei, circa 2 milioane de euro. Se poate preciza de la început că este vorba de 7 persoane care au participat la această desfășurare de forțe cu ghilimele de rigoare, adică furt, din care doi foști șefi de ocoale. În prezent, cele 7 persoane implicate sunt urmărite penal. Pentru a diminua numărul cazurilor de furt, cele 4 ocoale silvice din județul Giurgiu au încheiat un parteneriat în ceea ce privește acțiunile de control în păduri, atât cu inspectoratul de jandarmi, cât și cu poliția. Personalul silvic din cadrul direcției silvice, din cadrul celor 4 ocoale silvice, Bolintin, Comana, Ghimpa și Giurgiu, este sprijinit foarte bine în acțiunea de pază a pădurii de către organele de poliție și jandarmerie. Numai în anul 2013, jandarmeria a participat la un număr de 84 de acțiuni în comun, iar poliția la 91 de acțiuni. Potrivit directorului Direcției Silvice Giurgiu, Viorel Mitroi, datorită sprijinului primit din partea celor două instituții în sezonul rece 2013-2014, numărul cazurilor de tăieri ilegale de lemn și braconaj au scăzut considerabil.